Bun venit la Starea Libertății! De unde o fi apărut proverbul ăsta, cica al nostru, cu la plăcinte înainte, la război înapoi? N-are cum să fie al nostru. L-o fi uitat careva pe aici sau ne-a fost făcut cadou la mișto, tocmai pentru că avem o uitătură mai belicoasă? A devenit ușor stânjenitor că de 1 decembrie tot mai mulți oameni mârâie împotriva defilărilor și armelor scoase din teacă și vânturate deasupra capului. E greșit să creadă cineva că nu sunt respectați eroi. Nu discutăm aici de faptul că săracii de ei au fost făcuți eroi cu forța. Ei și-ar fi dorit să se întoarcă la familiile lor, la copiii lor. Că de-aia îți și iubești țara, pentru că familie, amintiri, copii, prieteni, n-o iubești ca să mori pentru ea. Cum spuneam, e greșit să se creadă că ar fi o lipsă de respect față de cei dinainte, după cum ar fi greșit să se creadă că e o lipsă de respect față de haina militară. Avem același respect pe care îl avem și față de haina sanitară, haina educațională sau haina funcționărească. Mai repede, discuția este despre ceea ce reprezintă armata și războiul într-o lume ca a noastră. Reprezintă cheltuieli, mari cheltuieli. Cât de mic și de sărac ai fi, trebuie să te înarmezi. Reprezintă politicieni care nu zic nici pâs atunci când se pune problema de cheltuieli pe armament. Reprezintă o falsă impresie de siguranță. Reprezintă o formă de reafirmare a granițelor. Cred că pe undeva asta mi se pare cel mai nefiresc în faptul că sărbătorim Ziua Națională exclusiv, dar exclusiv prin activități militare. Suntem noi și sunt ei, noi românii și ei ceilalți, restul. Iar noi suntem tare mândri că suntem noi și ne apărăm cu arme de ei. Dar de restul nu suntem mândri sau cum? Nu suntem mândri de europeni? Nu suntem mândri că și noi suntem europeni? Ne bucurăm când mergem pe afară sau când ajungem să trăim acolo unde ne întâlnim cu polonezi, cu unguri, cu ruși, cu indieni și pakistanezi și zicem că așa e normalitatea. Și da, așa e normalitatea. În acest dialog stă și construirea de comunități, nu în separări etnice prin granițe. E de neconsumat, fraților, naționalismul în zilele noastre. Haideți să o lăsăm cu naționalism de la bun făcut la țară și naționalism de la prost. De ce nu umanism? De ce nu pacifism, ecologism? De ce insistăm să ne sărbătorim pe noi ca fiind nu știu cum și ca având Ardealul care e al nostru, bă, și altele de genul ăsta? Mă uitam că de câțiva ani nu se mai dă fasolea aia. Ieri mi-aminteam de Eminescu și al său Mircea cel bătrân. Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul. Cât de trist sună! Ce mișto ar fi să avem sărbătoarea bunăstării, Ziua Națională a nivelului de trai, mândru că sunt sătul. Și mai ales mândru că sunt om într-o lume a oamenilor care nu exclud alți oameni, într-o lume a oamenilor care nu acceptă să închidă ochii când alți oameni suferă, într-o lume în care singura graniță este cea dintre umanitate și ceea ce o amenință. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.